dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist în medicină holistică. Vreau să vă arăt cadouașul nepoțicăi mele de Paști. Este un simbol al nativilor din Canada, care aduce noroc. Aici este cercul și vibrațiile universale. Aș spune că chiar este floarea lui Melchisedec. Este un cerc al evoluției. Eu sper că viața în Canada să ne aducă noroc. Și desigur că pene de păsări care simbolizează mișcarea, simbolizează ascensiunea și puterea. Cu Doamne ajute! Mulțumesc, draga mea anișoară! Dar astăzi vorbim despre uleiul de cocos. Mulți dintre voi m-au întrebat dacă folosesc uleiul de cocos în alimentație. Îl folosesc, dar foarte rar. Deci, de ce rar? Fiindcă așa se recomandă. Uleiul de cocos este ulei extras din miezul de nucă de cocos și este un produs gras, care conține acizi grași saturați. Dar acizi grași saturați sau trigliceridele nu se recomandă să le consumăm des, dar dozat. Efectul antioxidant asupra celulei nervoase este dovedit deja. Folosiți în alimentație, pe lângă lecitină, ginkgo biloba, vitamina D, omega 3 și uleiul de cocos pentru a vă îmbunătăți memoria și pentru a ține la distanță boala Alzheimer. Prin acțiunea antifungică, antibacteriană, antistafilococă, uleiul de cocos se folosește în afecțiunile cavității bucale, afte traumatice, afte post-infecțioase, afte după stres. Poftim, folosiți în formă de aplicații sau de spray. Vindecarea va surveni în timp scurt. Este o metodă naturală și ușor de folosit. Acizii grași, acidul lauric și acidul capric care se conține în uleiul de cocos au multe beneficii. Se folosesc și intern și extern. În cazul folosirii externe pot fi folosite ca săpunuri, creme sau pur. Cel mai folositor este uleiul virgin, care nu este transformat, nu este prelucrat. Deci dacă vreți să alegeți să folosiți uleiul de cocos, folosiți uleiul virgin, care are o stare solidă. Cel care este prelucrat are o stare lichidă. S-a dovedit și s-au făcut cercetări cum acționează uleiul de cocos asupra sănătății pielii. Mulți pacienți s-au tratat de boli dermatologice folosind unguiente pe bază de ulei de cocos. Eczemele, xerozele, psoriazisul, acneea sunt boli care se vindecă cu ajutorul uleiului de cocos, adăugându-le în creme, măsculițe, aplicații. Și în afară de aceasta, nu numai că partea estetică a pielii se schimbă, dar uleiul de cocos are un efect antibacterian, antimicotic, antiviral. Deci bolile de piele
care sunt induse de Staphylococcus epidermicus, Staphylococcus aureus, pot fi tratate folosind uleiul de cocos. Uleiul de cocos îl folosim și intern. La fel, pentru vindecarea multor boli gastrointestinale, prin acțiunea uleiului de cocos asupra salmonelozei, asupra Escherichia coli, asupra colii bacteriilor. Este o oportunitate de a folosi uleiul de cocos în tratarea sindromului intestinului iritat. În pediatrie, uleiul de cocos se folosește pentru masajul bebelușilor și la fel pentru a menține cavitatea bucală a bebelușilor sănată. Cocos se mai folosește în dietele hipocalorice, fiindcă scade indicele masei corporale, mărește absorpția calciului, sporește metabolismul, doar dacă uleiul este folosit moderat. Uleiul de cocos poate fi folosit în salate, în ciorbe, dacă ciorba nu este prea fierbinte, sau puteți să-l folosiți la prăjit, dar temperatura să nu se ridice mai mult de 170 de grade. Dacă tu folosești uleiul de cocos și ce fel de ulei de cocos folosești, scrie, te rog, în comentarii, pentru a susține comunitatea, lucru pentru care îți mulțumesc. Eu sper și mă bucur că ați fost cu mine și v-ați înzestrat cu sfaturi utile. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. La revedere, cu drag de voi!